Selecționata Moldovei la fotbal a învins cu 3-2 Polonia. Dumneavoastră, ce credeți despre asta? Foarte rău. Au câștigat 3-2. Eu tot timpul am ținut cu dânșii, bravo, într-adevăr, mă bucur pentru asta. Știți cum unii la noi se gândesc, ei, odată am câștigă, odată am și băț un pușcă, de data asta, 3 ori împușcată, în Polonia am împușcat de 3 ori, dar până la urmă și eu crezut că noi îți pierdem, încă de la Ștefan cel Mare, a câștigat la bătălie de la Codru Cosmin, 1497. Eu câștigat, nu v-a fost clar că tărâmul ăsta, geto, dacă voi niciodată n-ați câștigați, Ștefan cel Mare doar a spus, Moldova nu e a mea, e urmașilor mei. Noi suntem urmașii lui Ștefan, respectiv noi am câștigat și încă la fotbol. Ei, unde te bagi la fotbol? S-a mai fost curling ceva, s-a fost ceva hockey, dar aici e fotbol, când la noi toată lumea îți duci la un iaz, la o pădure, la o carne, e o minge. Nu contează basket, volei, fotbal, handbal, dar toată lumea joacă fotbal. Nu contează că ești în tufli, ești în tapși sau în tufli de paradă. Toată lumea joacă fotbal. Femei, bătrâni, copil sau doar într-o parte, toată lumea joacă fotbal. Că ești în costum, în maiou sau ești în șubă de asta frumoasă, toată lumea joacă fotbal. La noi copilul se naște cu minge la cușor, are fotbalul în sânge. Că îi vezi pe drum cu măr copilașă, mitei și dă cu cușorul într-o cheatră. Dă-i pașii, fărâmă tufli, dar el a să crească fotbalist. Amu, știți câți bani sunt în fotbal? Da. Mulți bani, atâți bani sunt în fotbal, că am fost ieri prin centru și am văzut toți erau îmbrăcați de ăștia în maică albă cu roșu. Și eu zic, n-am înțeles, dar și la protestul fermierilor există dress code sau și... Că mă uit de ei greu în altă limbă, erau polonezi mai absurd. Dar și râdeau și gălăjii și se bucurau, zic, stai vei ulea, că în față le-am spus, râde ghinii și ne râde la urmă. Ei n-au citit greierul și furnica, știți, care ai cântat, îmi pare bine acum joacă dacă poți. Iar la vară, fă ca mine, joacă fotbal cum poți. N-au tot să joci fotbal, mă înțelegeți că v-am băgat numai 3 și nu v-am băgat 6, că era 6 la rând să duci. Eu cu noi putem, dar ne bucurăm pentru băieții noștri, dar oricum trebuie să le spunem să mai oprească o leacă, că noi n-avem atâta jin, că moldovenii la veselie să mai sărbătoresc. Fac o paranteză apropo, că la aeroport m-am uitat, arătau că sunt băltoace, acum, pe pistă. Sunt lacrimile polonezilor care se duc acasă. Ha! Respectiv, trebuie să ne concentrăm pentru viitoarele meciuri, avem cu insulii Feroe, că insulii sunt multe, dar Moldova e una și e a noastră, așa că noi trebuie să câștigăm și hai Moldova. E de la cupa când am fost eu, Moș Crăciun, tot am jucat și eu fotbal, dar dumneavoastră sănătate și numai bine, la ardere! Selecționata Moldovei la fotbal a învins cu scor 3-4 Polonia. Dumneavoastră, ce credeți despre asta? 3-2. 3-2, eu cât am zis? 3-4 am zis? 3-2.